copiii noștri, pentru că am spus că vrem cabinete în școli și facem acest lucru la liceul textil. Suntem în etapa în care angajăm medic și asistent pentru acest cabinet. Am finalizat utilitățile la secția de boli paliative a Spitalului de Recuperare, de asemenea o problemă care a terminat de foarte mult timp și așteptăm să preluăm acest spital de la Compania Națională de Investiții. Am fost acum câteva zile pe strada Acumăriei. M-am întâlnit cu un cetățean, lucrăm pe această stradă. M-am întâlnit cu un cetățean și spune: bună dimineața, domn primar, v-ați apucat de treabă? Și zic: cum adică m-am apucat de treabă? M-am apucat din prima zi. Și mi-am dat seama că, nu știu, oamenii au uitat ce am făcut în primul an de mandat, în prima săptămână de mandat. Și vreau să le reamintesc chiar și acum. Am scos dalele de pe Nicolae Iorga, am făcut locuri de parcare. Am continuat cu strada Viilor și am scos dalele de tramvai. Am scos dalele de pe strada Primăverii, de pe strada Sucevei și de pe bulevardul Mihai Eminescu. Cu ajutorul doamnei președinte, am avut alocări de fonduri pentru tronsoanele de drum județean din administrarea primăriei. Și astfel, la Doboșari, avem covor asfaltic, tot o problemă istorică a municipiului Botoșani, foarte multe avarii acolo, o zonă afectată care a fost reabilitată cu bani transferați de la Consiliul Județean. Avem și drumuri naționale în municipiul Botoșani și toate intrările din Botoșani vor fi reabilitate. Suntem acum în șantier cu ultima intrare dinspre Săvânilor. Dacă am fi avut autostradă, o reabilitam și pe aia. Dar vom avea drum expres. Doamna președinte, vom avea drum expres, da? Autostradă. Lucrăm de asemenea la șoseaua de centură ocolitoare a municipiului Botoșan pentru a elimina disconfortul de pe străzile din municipiu, Maior Ignat, Petru Rareș, și această investiție record pentru municipiu, un cuantum de 330 de milioane de lei, a intrat în linie dreaptă și așteptăm doar aprobarea indicatorilor de guvern pentru demararea licitației prin zona metropolitană. Le-am spus de asemenea a botoșenilor că vrem ca fiecare să aibă unde să-și parcheze mașina. Și a fost o prioritate a mea aceasta de a înființa noi parcări în municipiul Botoșani. Și am făcut acest lucru. Avem parcare pe strada Curcubeului, recepționată pe Aleea Binelui, pe Octav Onicescu. Lucrăm la Mihail Bogărnicianu. Și am făcut acest lucru pentru că am avut sprijin în Consiliul Local și am cumpărat terenuri. De asemenea, periferia a fost un aspect important al mandatului meu și este în continuare. Și pentru acest lucru vă spun o mică întâmplare pe care am avut-o cu o doamnă care a ieșit de la serviciu. Era viceprimar, a venit la mine, mi-a spus că stă pe strada Mușac-Vodă, își mărită fata. Și n-are asfalt. Cum ies oamenii aia în stradă, n-are asfalt. Vrea asfalt până la vară, mi-a spus și termenul, mi-a spus, mă invite la nuntă, n-am scăpat, voi asfalt. Ei bine, mi-am dat seama că nu putem să mergem cu ritmul acesta, să asfaltăm câte o stradă pe mandat. În mandatul precedent nu s-a asfaltat nicio stradă. Și am luat decizia să asfaltăm grupuri de străzi și astfel, în acest moment, se lucrează pe 10 străzi din municipiul Botoșani, în Quartalul 1. Avem constructor pentru Quartalul 2, 14 străzi. Quartalul 3, care are de asemenea un număr de 14 străzi, are licitația judecată și așteptăm semnarea contractului, iar doamna de care vă spuneam este în Quartalul 3, pe strada Mușac-Vodă.